Banii se vor împărți în două direcții. Astfel, 150.000 de lei au fost alocați către Fundația Comunitară Vâlcea pentru crearea unui hub educațional, iar 95.000 de lei vor fi direcționați către granturi care pot fi obținute pe bază de concurs de proiecte. Suntem foarte bucuroși că Fondul pentru un viitor mai bun în comunități vine și la Râmnicu Vâlcea și avem 245.000 de lei alocați în această rundă de finanțare, este a cincea rundă de finanțare și vor fi împărțiți în două direcții. 95.000 de lei pentru granturi nerambursabile alocate ONG-urilor și grupurilor de inițiativă din oraș pentru proiecte de mediu și educație și 150.000 de lei pentru amenajarea unui hub educațional la Râmnicu Vâlcea. Ce înseamnă acest hub? Înseamnă un spațiu foarte, foarte fain în care copiii și tinerii vor veni la ateliere de educație non-formală pe tema mediu și vom avea tot felul de lucruri, de la roboței, Lego, tot felul de echipamente care să îi învețe pe ei despre energie regenerabilă, colectare selectivă, recuperarea materialelor care pot fi folosite astfel încât să nu le aruncăm la gunoi. Pentru restul finanțării de 95.000 de lei sunt eligibile proiectele organizațiilor non-guvernamentale neafiliate politic, grupurilor de inițiativă și instituțiilor de învățământ, grădinițe, școli, centre educaționale, prin asociațiile de părinți și profesori sau grupuri de inițiativă din aceste instituții. Acestea pot propune proiecte pentru finanțare până pe 17 iulie 2022. Am lansat apelul de proiecte ieri și pentru cei 95.000 de lei, ONG-urile și grupurile de inițiativă pot aplica de pe 15 iunie până pe 15 iulie și noi o să organizăm tot așa evenimente ca să le povestim despre fond și să îi învățăm tipicul acestui concurs de proiecte. Adică vor fi finanțate proiecte asemănătoare celor depuse sau finanțate prin fondul Șințescu? Pot fi finanțate și astfel de proiecte care se duc către educație STEM de mediu, să zicem că îi învățăm pe copii cu roboței ce înseamnă energie eoliană sau îi învățăm pe copii ce înseamnă colectare selectivă, dar pot fi finanțate și alte tipuri de proiecte. De exemplu, la Craiova a fost finanțat un proiect prin care școala a primit panouri fotovoltaice pentru a avea energie regenerabilă pe termen lung. Au realizat o piesă de teatru prin care să învețe pe copii cu personaje ce înseamnă să reciclezi carton, ce înseamnă să reciclezi sticlă, ce înseamnă să reciclezi aluminiu. În primele trei ediții ale acestui program, desfășurat simultan în 16 orașe din țară, au fost finanțate 111 inițiative locale cu o mobilizare impresionantă, mii de acțiuni civice și ore de voluntariat și zeci de mii de cetățeni impactați direct sau indirect sunt doar câteva dintre rezultatele concrete ale edițiilor anterioare.